Lecția din Evanghelia de astăzi descrie o întâlnire în viața lui Zaheu care a schimbat întreaga direcție sau curs a vieții sale. A fost o zi deosebită, cu totul aparte, în care l-a întâlnit față către față pe Mântuitorul Lumii, Iisus din Nazaret. Întreaga Evanghelie este conținută în această întâlnire, pentru că ea l-a făcut pe Zaheu un om nou și mântuit. Într-o zi, Iisus trecea prin Erihon împreună cu ucenicii lui, iar Zaheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea din cauza mulțimii și a faptului că era scund de statură. Ne punem întrebarea dacă oricine altcineva aflat în situația și la măsura lui Zaheu ar fi renunțat atunci și acolo. Evanghelia ne arată nouă faptul că Zaheu nu a renunțat. Era atât de dornic să-L vadă pe Iisus încât s-a urcat într-un copac pentru a putea să o facă. Fără îndoială, o dorință puternică de a-L vedea pe Iisus l-a făcut să urce în copac în sicomor. Când dorim cu adevărat să-L găsim pe Dumnezeu, la fel de mult cât a dorit Zaheu, niciun obstacol nu ne va opri. Probabil Zaheu avea o singură rugăciune în suflet în acel moment: fie ca eu să te văd. Mi-aduc aminte de un text din Egiptul Antic. Aici un orb, cerând divinității să-i redea vederea, atestă ceva universal uman, care este pura și simpla rugăciune de cerere din partea celui care se află în suferință. Acest om se roagă: inima mea dorește să te vadă. Tu care m-ai făcut să văd întunericul, creează lumina pentru mine, fie ca eu să te văd. Apleacă asupra mea fața ta prea iubită, fie ca eu să te văd. Aici se află nucleul rugăciunii lui Zaheu. Mult mai mult decât curiozitatea l-a împins pe Zaheu să se urce în copac, a fost o dorință puternică de a-L găsi sau de a-L descoperi pe Dumnezeu în persoana lui Iisus. El, Zaheu, era neliniștit. Cumva dezamăgit de sine, sătur de sine, nemulțumit de viață și sătul de viața pe care o trăise. Neliniștea lui a fost întotdeauna unul dintre simptomele căutării lui Dumnezeu. După cum o întâlnim asta la numeroși părinți ai bisericii. Iată că Augustin al Iponei vorbește despre această neliniște a căutării lui Dumnezeu de către om. Pentru tine ne-ai făcut, Doamne, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni în tine. Zaheu încearcă să se apropie de Iisus. Mulțimea însă îi devine un obstacol. Ea stătea între el și Iisus.
Cât timp a stat în mulțime, nu a putut să-l vadă pe el, astfel că a hotărât să părăsească mulțimea și să încerce un alt mod de a-l vedea. De aceea hotărăște să se urce într-un copac, de fapt s-a urcat prin acest fapt deasupra mulțimii. Ultimul lucru pe care îl dorim mulți dintre noi este să fim diferiți. Pentru a-L vedea însă pe Iisus și pentru a sta cu El, ni se va cere de multe ori în viață să părăsim mulțimea sau opinia mulțimii, să ne împotrivim curentului, nu deseori ușor, al sondajelor de opinie în favoarea legilor duhovnicești neschimbătoare ale lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a nu fi controlat de opinia sau de ideologia mulțimii. A fi creștin înseamnă a asculta de Hristos. Zaheu în persoană era sus în copac în mai multe privințe. Era un vameș necinstit, disprețuit de cei de un neam cu el ca fiind colaborator și trădător, slujitor al Imperiului Roman, adunător de taxe pentru ei, pe care mulțimea poporului evreu îi ura. El și-a pierdut prin aceasta respectul conaționalilor săi, iar pierdind acest respect, el simte că și-a pierdut respectul de sine. S-a îndepărtat de Dumnezeu și de oameni. Era singur, izolat, îngrozitor de singur, era departe de mulțime, era straniu, sus, într-un copac. În această privință, Zaheu este asemenea multora dintre noi care ne-am aflat la un moment dat sus în copacul decăderii noastre morale, disprețuindu-ne pentru aceasta, dorindu-ne să fim diferiți, dar lipsindu-ne curajul de a ne da jos din copac. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus în lume ca să ne invite pe noi să ne dăm jos din copac și să-L întâlnim pe El. Aceasta este una din marile minuni ale iubirii lui Dumnezeu pe care Zaheu a trăit-o când a descoperit că Dumnezeu îl caută pe el. Iar Iisus venea cu mulțimea pe unele dintre străzile din acel loc. Probabil Zaheu a trimis iscoade sau slugi să afle pe ce drum va merge Iisus ca să-L caute. Și când a sosit la locul acela, Iisus a privit în sus. Probabil Zaheu s-a gândit că nu va fi niciodată observat acolo sus în copac. Însă Iisus, trecând pe acolo, s-a oprit chiar sub el. Mirare mare că s-a uitat sus în copac.
direct la Zaheu și privirile celor doi bărbați s-au întâlnit. Ne punem întrebarea cât de mirat era Zaheu, probabil nu-i venea să creadă. Broboane de sudoare au apărut pe fața sa și acum se aștepta să audă pe Iisus, să-L audă pe Iisus că îl condamnă pentru viața și imoralitatea lui. Cine știe la ce expresii se aștepta Zaheu? În schimb, l-a auzit pe Iisus chemându-l pe nume și spunându-i: Zahee, coboară-te de grabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Cât de binevoitoră s-a purtat Iisus cu Zaheu, pentru că El, Iisus, a venit nu să judece lumea, ci să mântuiască prin El lumea. Iisus nu doar l-a văzut pe Zaheu, l-a strigat pe nume acestui mare împărat, care ține întreg universul în palma sa, îi pasă atât de mult și are timp să vorbească unui simplu suflet. Ce altceva înseamnă aceasta decât că învățătorul în persoană ne cunoaște pe fiecare dintre noi și cu numele nostru? Iisus din Nazaret cunoaște neliniștea și marea dorință de Dumnezeu din inima lui Zaheu. El cunoaște nevoile fiecărui suflet și îi pasă. El se apropie de Zaheu. Vine să-L cunoască, dorește să-L schimbe. Oriunde există nevoie și dorință de Dumnezeu, Iisus se va apropia, pentru că El bate la ușa inimii noastre și face pentru noi sau spre noi mii de pași pentru întâlnire. Și aceasta pentru că Iisus este mai presus de toate un mântuitor care caută. În Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși a devenit om. Lui a spus Tatăl: Fiul meu ești tu, acel astăzi veșnic al lui Dumnezeu, s-a coborât în efemerul astăzi al lumii și a ridicat astăziul nostru pasager în astăziul veșnic al lui Dumnezeu. Dumnezeu este atât de mare încât poate să se facă sau să devină mic. Dumnezeu este atât de puternic încât se poate face pe sine vulnerabil și să vină la noi ca un copil lipsit de apărare pentru ca să îl putem iubi. Dumnezeu este atât de bun încât poate renunța la splendoarea sa divină și să vină într-un staul ca la Crăciun, pentru ca noi să-L putem găsi. Pentru ca bunătatea sa să ne poată atinge, să ni se dea nouă și să continue să lucreze prin noi.
De aceea, prin întruparea sa, Iisus a devenit unul dintre noi, pentru ca noi să putem să fim cu El și să devenim ca El. De aceea, prin întrupare, El a ales ca un semn copilul întins în iesle. Astfel este Dumnezeu. Astfel ajungem noi să-L cunoaștem. Și în fiecare copil strălucește ceva din splendoarea acestui astăzi, acestei apropieri de noi a Dumnezeului pe care trebuie să-L iubim și de care să ascultăm, strălucește în fiecare copil, chiar și în aceia care sunt încă nenăscuți. Iisus vine în lume ca bunul păstor, ca Dumnezeul cel viu care caută mântuirea omului. Claude Montefiore a dorit să descopere caracteristica învățăturii lui Iisus, care o distinge de învățăturile religiei iudaice. El a găsit o învățătură a lui Iisus despre Dumnezeu, ca fiind asemenea bunului păstor, care ia inițiativa și merge să caute oaia pierdută. Alte religii le înfățișează pe om în căutarea lui Dumnezeu. Creștinismul, în schimb, proclamă un Dumnezeu care îl caută pe om. Evreii, a spus Montefiore, au crezut dintotdeauna că Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii și iertării și că dacă păcătosul se căiește, Dumnezeu îl iartă. Însă Iisus a învățat că Dumnezeu nu așteaptă ca păcătosul sau păcătoasa să se căiască, pentru că El merge și îl caută pentru a-l chema înapoi. Zahee, coboară-te de grabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân. Iisus vine și ia masa cu Zaheu, nu cu un rabin sau preot, nici cu autoritățile orașului sau cu vreo altă persoană respectabilă, ci Iisus vine să ia masa cu un ticălos proscris, numit de toți un păcătos. Iisus a intrat ca în casa lui Zaheu, dar nu orice fel de casă îl poate primi pe Iisus ca oaspete. Unele lucruri nu pot sta în prezența sa și trebuie să alegem între el și ele. Și Zaheu a ales. Ce mărturisește el? Spune, iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor și dacă am nepostuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Iisus trebuie să fie zâmbit atunci când i-a spus, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Aceea și iubirea lui Iisus care a intrat în casa lui Zaheu pentru a căuta și a mântui ceea ce era pierdut există și astăzi și ne spune fiecăruia dintre noi așa cum i-a spus lui Zaheu, astăzi în casa ta trebuie să rămân. Atunci când locuitorii din Erihon au auzit că Iisus s-a autoinvitat în casa lui Zaheu să ia masa, toți murmurau zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Primul lucru care i-a întors pe farisei împotriva lui Iisus și care i-a șocat mai mult decât orice altceva a fost atitudinea lui față de păcătoși. Felul în care stătea alături de persoane care aveau o reputație nu bună, chiar am putea spune proastă,
ele erau păcătoase. Un fariseu în acea vreme nici nu s-ar fi gândit vreodată să intre în casa unei astfel de persoane, cu atât mai puțin să ia masa cu ea. Dar Iisus face excepție. Iisus a făcut-o a lua masa cu cei păcătoși. El a fost mai interesat de aceste persoane decât oricare altele și nu e de mirare că în acea vreme l-au criticat spunând: acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei. Chiar fariseii l-au bajocorit, numindu-l prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Aceste cuvinte spuse atunci în zefle mea sunt astăzi unele dintre cele mai mângâietoare cuvinte pentru păcătoși, pentru că ne spun că în Iisus noi păcătoși avem un prieten adevărat care nu ne va dezamăgi vreodată. Mântuitorul spune: n-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință. Se pune întrebarea: cine este drept? Răspunsul: nimeni. Noi toți suntem păcătoși. Sunt însă persoane care cred că sunt drepte. În fiecare zi trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne izbăvească de așa numiți oameni drepți, fariseii moderni care îi disprețuiesc pe Zaheii de astăzi, refuzând să stea alături de ei și îndepărtându-i astfel de biserică. Astfel Iisus ne spune nouă astăzi ceea ce a spus și atunci și o repetă mereu în istorie: n-am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință. Cu alte cuvinte, nu am venit să invit pe oamenii care sunt atât de suficienți loruși, mulțumiți de sine, încântați de sine și atât de convinși de bunătatea lor, încât se consideră mai buni ca alții. Eu am venit, ne spune Iisus, să invit pe oamenii care sunt foarte și foarte conștienți de păcatele lor și cu disperare conștienți de nevoia lor de a fi mântuiți. Iisus a venit pentru cei însetați de mântuire, iar persoana însetată de o asemenea mântuire a fost și Zaheu. De aceea Iisus s-a auto-invitat în casa lui. El știa că are nevoie de Iisus și era gata să accepte invitația. Iisus din această Evanghelie
ca din toată Evanghelia de fapt, ni se arată nouă un Iisus al milostivirii. Trebuie transmis lumii acest foc al milostivirii lui Iisus. Pentru că numai în milostivirea Lui, lumea va găsi pacea. Aici se altuiește și marea misiune a ucenicilor Domnului. Programul lor este programul lui Iisus cel milostiv, care nu este altceva decât o inimă care vede. Această inimă vede unde este nevoie de iubire și acționează în mod corespunzător. Da, Evanghelia iubirii și a vieții este mereu și Evanghelia milostivirii care se adresează omului concret și păcătos care suntem noi, pentru a ridica din orice cădere, pentru a restabili din orice rană sau boală. Nu există pentru om alt izvor de speranță în afară de milostivirea lui Iisus. Pornind de la această milostivire, Biserica cultivă o încredere puternică în om și în capacitatea lui de a se corecta. Ea știe că, cu ajutorul Harului, libertatea umană este capabilă de dăruire de sine definitivă și fidelă, că libertatea umană, chiar și în circumstanțele cele mai dificile, este capabilă de o extraordinară dimensiune de sacrificiu și de solidaritate pentru a primi viața unei noi ființe umane. Asemenea lui Zaheu, nici noi astăzi nu îl vom vedea pe Iisus dacă rămânem la nivelul la care suntem, dacă ne complacem cu viața noastră și dacă ne limităm la neputința noastră. Trebuie și noi să ne urcăm mai sus, să găsim modalități de a ne înnoi, să ne apropiem de rugăciune, pentru că rugăciunea înseamnă a vorbi cu Iisus la fel de real cum a făcut-o Zaheu. Dacă dorim să-L vedem pe Iisus, să facem prezența Lui o realitate în viețile noastre, trebuie și noi să ne apropiem de rugăciune. Motoul cardinalului Newman, cor ad cor longvitur, inima vorbește inimii, ne permite să pătrundem în înțelegerea vieții creștine ca și chemare la sfințenie, experimentată ca dorință intensă a inimii umane de a intra în comuniune intimă cu inima lui Iisus. El ne amintește că fidelitatea față de rugăciune ne transformă treptat în icoană divină. Newman ne ajută să înțelegem ce înseamnă aceasta, rugăciunea, în viața noastră zilnică. Ne spune că învățătorul nostru divin a încredințat o misiune specială fiecăruia dintre noi. O numește slujire bine definită
încredințată în mod unic fiecărui individ. Eu am misiunea mea, a scris el. Sunt un inel într-un lanț, o legătură de conexiune între persoane. Și continuă Newman, el nu m-a creat pentru nimic. Voi face binele, voi împlini lucrarea lui, voi fi un înger de pace, un predicator al adevărului, chiar în locul meu. Dacă fac aceasta, voi asculta de poruncile sale și îl voi sluji în vocația mea. Un alt mod în care îl putem vedea pe Iisus este prin intermediul Bibliei și a liturghiei sau prin intermediul textelor părinților bisericii. Dumnezeu ne vorbește astăzi prin Evanghelie, care este scrisoarea sa personală către toți creștinii de pe pământ, din orice loc și din orice timp. Evanghelia este scrisoarea sa universală pentru veșnicie și timp, sau dincolo de timp. De aceea, prin liturghie, el vine să-și facă sălașul în noi prin Sfânta Împărtășanie. Dar înainte de aceasta, el ne cheamă pe noi la pocăință și la schimbare sau înnoire. El ne cheamă la curățenia inimii, pentru că ea, inima, trebuie să fie purificată printr-o sinceră părere de rău pentru păcatele noastre și printr-o hotărâtă îndepărtare de ele înainte să-L putem vedea pe Dumnezeu. Zaheu s-a folosit de acest instrument al căinței și după ce a fost iertat de Iisus, a făcut și schimbarea viața sa. Iată, Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. După pocăință vine schimbarea, corectarea faptelor rele. O încercare onestă după putință de a anula răul pe care l-am făcut prin păcatele noastre sau de a diminua consecințele păcatelor noastre în viața fraților noștri. Pocăința fără schimbare sau pocăința inegală este ca și când am spune am furat un ceas, dar am fost iertat de Dumnezeu, așa că acum pot să îl păstrez. Iisus în Evanghelia de astăzi ne cheamă la slujire, așa cum o face Zaheu. Iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. După ce a redat împătrit ceea ce nu era al lui, a dat jumătate din ceea ce avea pentru a ajuta pe săraci. Numai prin slujire vom întâlni și îl vom sluji întotdeauna pe Hristos în persoana celor pe care îi slujim. Astăzi, noi nu trebuie să ne urcăm într-un sicomor
pentru că nu l-am găsit în viața noastră de zi cu zi. Nu avem nevoie să urcăm într-un sicomor pentru a-L vedea pe Iisus care trece pe lângă noi în contextul existenței de acum. Există alți copaci în care ne putem urca. Copacii rugăciunii, scripturii și liturghiei, pocăinței și corectării faptelor rele și a slujirii. Prin acestea nu doar îl vom vedea pe Iisus, ci și El ne va vedea pe noi așa cum l-a văzut pe Iisus și ne va spune și nouă așa cum i-a spus lui acea frază de valoare veșnică: coboară-te de grabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân, adică în inima ta, în mintea ta, în sufletul tău. Să-L chemăm pe Iisus ca să ne aducă mântuirea în viața noastră. Să deschidem ușile sufletelor noastre atunci când El bate la ele. Să-I deschidem inimile noastre ca să-L invităm pe mirele cel veșnic să vină cu veșnicia în viața noastră și să ne umple pe noi de prezența Lui iubitoare, ca să auzim toți de pe buzele Lui aceste cuvinte de paradis: dincolo în împărăția cerului, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia.